pentru executarea unor lucrări de investiții pe conducta de distribuție a apă potabilă cu diametrul de 1000 de mm de pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanța, Raja va întrerupe furnizarea apei potabile în perioada 7 decembrie ora 22 și 8 decembrie ora 20. Afectați de lipsa apei vor fi consumatorii din următoarele zone. Bulevardul Aurel Blaicul, tronsonul delimitat de intersecțiile cu Bulevardul Alexandru Lepușneanu și Bulevardul Tomis, precum și străzile adiacente, Aleea Universității și străzile adiacente, Jadului, Granatului, Aviator Șerbănescu, consumatorii arondați pe 45 Bulevardul Tomis, Aleea Hortensiei, sat Vacanță, stațiunea Mamaia, Mamaia Sat, Mamaia Nord, zonele Tabără de Copii Năvodari, UME, Bateria de Coastă, Ecluza Năvodari și SP Media, stația de interconectare Năvodari. De asemenea, vor fi și consumatori care vor avea apă cu presiuni scăzute. Este vorba de cei din... Perimetrul delimitat de străzile Bulevardul Aurel Vlaicu, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, Strada Suceava, Alea Lotu, Strada Cișmelei, Dispensarului, Bulevardul Aurel Vlaicu și PT 140 și 142, Cartierul Tomis 3, PT 118, 119 și 214, Zona Dacia, PT 101, Cartier Faleză Nord, Zona Pavilion Expozițional. Raja cere scuze pentru disconfortul creat abonaților pe care îi asigură că echipele de intervenție ale constructorului vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în parametrii optimi. Totodată, toți utilizatorii afectați de această lucrare sunt rugați să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uscaznic în perioada în care va fi sistat alimentarea cu apă. Investițiile sunt executate în cadrul contractului de lucrări, reabilitare, conducte, aducțiune și magistrale, stații de pompare, apă uzată, SPE 20 și refulări aferente municipiul Constanța. Proiectul are o valoare de aproape 76 de milioane de lei și este derulat prin programul operațional Infrastructură Mare.